Bună tuturor! Nu ne-am mai văzut de mult, însă îmi doream tare mult să filmez acest videoclip în care vă povestesc despre cele 40 de cărți pe care eu am reușit să le citesc în anul 2023. Țin să menționez că numărul este dublu față de cel al cărților de anul trecut, așa că sunt destul de mândră de mine. Nu vă faceți griji, nu o să dureze chiar așa de mult pe cât v-ați aștepta să trecem prin 40 de cărți, însă m-am gândit că ar fi o idee destul de drăguță să vă povestesc despre ele, poate indirect vă ofer și recomandări literare și nu în ultimul rând o să vă spun care sunt cărțile mele favorite de anul acesta. Dacă totul merge bine, eu am aici un laptop care se face tabletă și o să fac un share screen, adică o să pun captura video pe undeva pe aici prin dreapta ca să puteți vedea și voi la ce mă uit eu. Practic, am deschis pe Goodreads My Year in Books pe anul 2023, îmi place foarte mult acest feature de la Goodreads. Și scrie aici că am citit în total 8651 de pagini, deci 40 de cărți, cea mai scurtă a avut 76 de pagini, care era de fapt o revistă, revista Golan, un număr al revistei Golan. Din păcate nu m-a prea încântat, dar ajungem și acolo. Și cea mai lungă carte pe care eu am terminat-o de citit în 2023 este Omul Focului, care nici aceea nu m-a încântat, dar toate la timpul lor. Average book length, 216 pagini, da, după cum știți, eu citesc cărți scurte în general, le prefer din tot sufletul. Cărțile mele preferate sunt în general foarte scurte și acesta este un average destul de bun, spun eu. Cea mai populară worldwide carte pe care eu am citit-o în 2023 este Împăratul Muștelor, nici aceea nu mi-a plăcut, deci nu mă pot abține. Și cea mai puțin cunoscută este Ingrid Târfa de Ionuț Cristache, o carte pe care am găsit-o pur și simplu întâmplător într-un anticariat online. Și nu vă spun încă ce părere am avut despre ea, dar este foarte, foarte puțin cunoscută, aparent. My average rating pentru 2023, 3.3 steluțe din 5. Din păcate, nu mi-au fost pe plac majoritatea cărților pe care le-am citit, însă nu-mi pare rău că le-am citit, că le-am dus până la capăt. De obicei nu fac acest lucru, dacă dau peste o carte care nu-mi place deloc și nu mă prinde, o las și o ofer mai departe, însă dacă am decis totuși să le duc până la bun sfârșit pe acelea, înseamnă că a fost ceva acolo pentru mine. Highest rated on Goodreads, nu știu neapărat câtă relevanță are această statistică, dar se pare că foarte multor oameni le-a plăcut Miraculoasa călătorie a lui Edward Tulane, carte pentru copii. Și primul meu review al anului, Furtuna de gheață, da, deci intrăm în pâine, abia aștept să vă povestesc despre Furtuna de gheață. Cred că, dacă nu v-am spus într-un video, oricum găsiți pe site-ul meu, cristinaboncea.com, la recenzii. Am adorat această carte, există și un film mai vechi făcut după ea, pe care nu că nu l-am găsit, dar nici nu l-am căutat încă, pentru că sunt destul de sigură că nu-l voi găsi pe platformele obișnuite de streaming. Însă cartea mi-a plăcut foarte, foarte mult, este o dramă de familie, familia tipică din suburbiile americane, cu ai căror copii sunt super rebeli, dar părinții n-au nicio idee pentru că sunt și ei ocupați cu propriile lor secrete erotice de obicei. Povestea clasică, însă, pur și simplu, îmi plac foarte mult poveștile de acest gen. I'm hooked. Și nu vă spun mai multe pentru că nu vreau să stric surpriza, vreau să fiți alături de mine până la capăt ca să aflați care sunt totuși cărțile mele preferate din anul 2023. Mai departe, am terminat Omul Focului de Joe Hill, a treia carte pe care am citit-o de la fiul lui Stephen King. Am citit a doua jumătate din ea în ianuarie 2023, adică n-am citit toate cele 800 de pagini anul acesta, însă mi-a displăcut complet. A fost cam o pierdere de timp, am tot continuat să citesc pentru că Joe Hill scrie foarte bine, e super catchy ce scrie, dar povestea în sine mi s-a părut un mix de toate trucurile din jobenul magic al unui magician și nu m-a dat pe spate, ci chiar opusul. Mi-a desplăcut profund. Nu recomand cartea asta. Cel puțin oamenilor care rezonează cu mine nu cred că v-ar plăcea, pentru că mie nu mi-a plăcut. Și prin urmare nu cred că mai vreau să citesc nimic de la Joe Hill, mai ales dacă e atât de lung, pentru că este extrem de obositor să parcurgi un roman de 800 de pagini care nici măcar nu-ți place. Apoi am citit Ingrid Târfa, despre care vă spuneam că am descoperit-o random într-un anticariat online. Este o poveste ce pare a fi reală, povestea unei prostituate preluată de autor, presupun,
care s-a informat cu privire la viața ei, cu ce mai știa el. Era o fostă vecină de-a lui de la blog și a pus aici povestea. A fost efectiv heartbreaking și vreau să stau la distanță de astfel de cărți, de atunci încoace și forever, pentru că este foarte, foarte mult întuneric acolo. Nu, suntem cu toții conștienți că există destine oribile ale altor oameni, dar asta nu înseamnă că vreau să-mi petrec timpul citind despre ele și gândindu-mă la asta, pentru că nu este benefic nimănui. Mă bucur că, într-un fel, această Ingrid a fost onorată prin intermediul cărții și că a ajuns la mine și că m-am gândit la această persoană. Dar cam atât. Asta e tot ce pot lua bun cu mine din Ingrid Târfa. După aceea am citit Furnica și porumbița de Lev Tolstoi. Este o carte a copilăriei mele pe care am recumpărat-o din anticariat la un preț destul de mare, vreau să spun, dar este o carte adorabilă, plină cu fabule și cu niște desene foarte, foarte frumoase, niște ilustrații superbe. Mai mult pentru asta am cumpărat-o în ediție hardcover. Nu vă pot spune mult prea multe pentru că fabulele în sine nu sunt foarte deep, firește, sunt povești pentru copii foarte, foarte simple. Dar am citit această carte și mi-a făcut mare, mare plăcere să o citesc. După aceea am citit Leandrul alb de Janet Fitch. Urmărisem filmul, știu că v-am mai povestit despre cartea asta cu siguranță, urmărisem filmul acum câțiva ani și în sfârșit m-am încumetat să citesc și cartea și, Doamne, cât de mult mi-a plăcut. Este în topul cărților mele favorite all time. Cred că o să fac un videoclip, dacă nu, măcar o postare cu cărțile mele preferate din ultimul deceniu, pentru că aceasta este clar printre primele, este absolut genială. Mai dețin o carte de la Janet Fitch în bibliotecă care se numește Painted Black și după aceea s-a făcut un film, însă trebuie să mă recuperez puțin. Nu vreau să vă stric nicio surpriză, credeți-mă pe cuvânt, este o poveste sfârșietoare cu un happy ending plin de lumină, dar neașteptat, scrisă superb, 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 am fost cucerită de fiecare pagină, nu am cuvinte. Mai departe, am citit Mic dejun la Tiffany de Truman Capote. În sfârșit, da, o carte atât de scurtă și atât de celebră și totuși am amânat atât de mult citirea ei, însă mi-a făcut mare, mare plăcere, ceea ce înseamnă că nu i-am colecționat cărțile lui Truman Capote degeaba în bibliotecă, cred că mai am vreo 3 sau 4, majoritatea sunt cu povestiri și o să citesc măcar una dintre ele în 2024, pentru că eu cred că ne-am înțelege bine. Firește că mi-a plăcut Mic dejun la Tiffany, urmărisem filmul cu ceva ani în urmă. Și dacă voi n-ați citit-o încă vă recomand să o faceți. După aceea am citit o carte pe care am primit-o de la editura Dezarticulat, Tehnologia Expunerii Universale. A fost o carte autobiografică ce conținea puțin realism magic despre Bucureștiul anilor 80, dacă nu mă înșel, care arăta destul de diferit, lucrurile mergeau destul de diferit față de cum le știm noi astăzi. Mi-a făcut plăcere, mi-a plăcut foarte mult formatul cărții și textul în sine cât de aerisit era, deci a fost foarte ușor de citit și asta m-a și convins să încep și să termin lectura. Nu este ceva super deosebit, dar pentru mine a fost ceva nou, pentru că nu am trăit atunci și nu am neapărat acces la astfel de experiențe. Prin urmare, puteți încerca editura Dezarticulată, au niște cărți destul de simpatici. Mai departe, am citit Împăratul Muștelor de William Golding. Nu mi-a plăcut felul în care a fost spusă povestea. Povestea îmi sună genial, niște copii naufragiați pe o insulă. Ce o să facă acum pentru a supraviețui? Instinctele umane, kicking in și toate cele. Da, sună grozav, dar a fost o corvadă să termin de citit. M-a obosit psihic. Nu știu exact să pun punctul pe ei, n-am știut nici atunci când am scris recenzia din ce mi-amintesc, dar ceva nu-mi place deloc la stilul lui William Golding și probabil nu o să mai citesc vreo altă lucrare de-a lui. Mă bucur că am citit și Împăratul Muștelor, dar din păcate it's not a favorite. După aceea am citit Mizeria, antibiografie. Este polonez, cred că, autorul și nu știu în continuare să-i pronunț numele, oare dacă fac zoom. Sper să n-am probleme tehnice, că nu știu ce mă fac, dar poate vedeți. Anyway, mi-a plăcut foarte, foarte mult această carte. Tot așa, o aveam de mult timp în bibliotecă și am tot amânat lectura. Dar m-a cucerit, este despre copilăria autorului, firește, tragică, în strictă legătură și cu
societatea politică de atunci, din vremea respectivă, nu mai știu exact perioada la care face referire, dar părea foarte familiar cu perioada comunistă de la noi. Și mi-a plăcut felul în care a fost spusă povestea și mai ales finalul, pentru că există multe povești tragice, dar ce faci din asta e ceea ce contează și mie asta îmi place să văd în cărți, nu doar povești tragice, ci cumva the silver lining. Așa că, prin urmare, Mizeria mi-a plăcut foarte tare și vă recomand. Apoi am citit o carte, bine, nu știu dacă asta e exact ordinea, am citit o carte de non-ficțiune, Astrologie. Firește că am avut probleme tehnice. Spuneam, Astrologie și Psihoterapie de Fritz Riemann. Mi-a plăcut foarte mult, a fost eye-opening. A fost prima carte pe care eu am descoperit-o, care unea și astrologia și psihoterapia și mai mult decât atât spunea Fritz Riemann că cele două trebuie să vină mereu împreună, nu poți să fii una fără cealaltă. Mă rog, poți să fii psihoterapeut fără să fii astrolog, dar nu poți să fii astrolog fără să fii și psihoterapeut. Îmi vine în minte fetița de la Schimb de Mame. Mama e biolog! Da, revenind, am dat cartea mai departe pentru că îmi doream ediția cea mai frumoasă de la 3, aceea cu copertă albastră, mă rog, un fapt mai puțin relevant. Cert e că i-am dat 5 din 5 cărții, mi-a plăcut foarte, foarte tare și dacă vă interesează aceste două domenii, cred că este o lectură de început foarte, foarte, foarte benefică. După aceea am citit o altă carte foarte populară care nu mi-a plăcut. Femeia sfârșiată de Simone de Beauvoir conține 3 nuvele, din ce mi-amintesc, una mai proastă ca alta, părerea mea. Nu-mi place deloc stilul acestei autoare, mai citisem Criza la Moscova de la ea, tot așa o nuvelă. Nu-mi plac temele pe care le abordează, sau felul în care a făcut-o, nu știu exact să spun ce mă deranjează, dar nu mai vreau să citesc în viața mea ficțiune de la această femeie, în schimb vreau să citesc non-ficțiune. Înțeleg că a făcut multe pentru feminism, dar arta ei nu mă inspiră deloc și, prin urmare, mă bucur că am terminat cu ea. După aceea am citit Arta Corpului de la Don DeLillo, mai citisem Punctul Omega de la Don DeLillo cu ceva timp în urmă. Cartea asta mi-a plăcut, este tristă, dar cumva conține și o parte de realism magic și așa misterioasă, dar nu atât de misterioasă încât să nu înțelegi deloc despre ce este vorba. Adică este un mix foarte, foarte bun, un echilibru foarte bun între realism și realism magic, I suppose. A fost scurtă, a fost drăguță, mi-a lăsat așa un gust bun, ca o gumă cu căpșune. Ca un aftertaste de la guma cu căpșune. Deci o să-l mai citesc pe Don DeLillo când eu mai veni vremea. După aceea am citit o carte de poezii, Refluxul Sensurilor, de la Ana Blandiana. A fost prima mea întâlnire cu Ana Blandiana. Nu mi-a plăcut foarte mult, dar nici nu mi-a displăcut foarte tare. Am găsit câteva poezii care chiar mi-au dat așa un moment de aha. Totuși am hotărât să dau cartea mai departe pentru că nu ar putea fi favorita mea. Nu știu dacă mai îmi doresc să parcurg și alte volume de poezie ale Anei Blandiana. Știu că sunt destul de multe. Mă bucur că am avut această incursiune, dar probabil nu ne vom revedea prea curând. Apoi am citit o altă carte foarte, foarte celebră, care aștepta de o grămadă de timp în biblioteca mea, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, în această ediție foarte, foarte cool, de la editura Art, din colecția Cărți Cult. Mi-a plăcut maxim cum a fost spusă povestea, tematica, ideile. Cred că am sfârșit totuși prin a dea 4 stele din 5 cărți și nu mai știu exact ce m-a deranjat, dar presupun că pur și simplu nu mi s-a părut chiar atât de wow, nu este una dintre cărțile mele favorite, dar m-a făcut să-mi doresc să citesc și alte cărți de la Ray Bradbury, prin urmare mi-am cumpărat și Omul Ilustrat, cred că se numește. Am citit chiar și o cărticică în engleză în 2023, The Lady in the Van, de Ellen Bennett. Motanul meu este săltăreț. Și am văzut și filmul imediat după ce am citit această super scurtă cărticică bazată pe o poveste reală a unei bătrânici care se campează efectiv în fața casei autorului și are o personalitate specială. Este haioasă, dar și tristă povestea acestei femei. Nu a fost mare lucru ca lectură, recomand mult mai mult filmul, însă, totuși, este o carte pe care am citit-o, așa că se găsește pe lista mea.
Apoi am citit Ce îmbolnăvește sufletul și ce îl vindecă. Nu mai văd foarte bine numele autorului, dar cred că îl cheamă Schaeffer, numele de familie. Am descoperit această colecție de care se cheamă Psihogenealogia de la editura Filobia. Motanul meu mă privește de sus. Și aceasta a fost prima carte pe care am citit-o din această colecție. By the way, în 2023 am descoperit și eu constelațiile familiale. Aveam doar o vagă idee despre ce semnifică, ce se întâmplă acolo. Însă am și participat la câteva sesiuni și mi-a plăcut foarte mult și prin urmare am început să colecționez cărți pe această tematică și despre asta se vorbește aici, în Ce îmbolnăvește sufletul și ce îl vindecă, tot despre constelații, despre efectul strămoșilor asupra noastră, asupra vieții noastre și inconștientul și toate aceste lucruri foarte, foarte interesante cu care totuși nu o să vă plictisesc acum prea mult. Am citit ultimul roman apărut de la Radu Găvan, pe care chiar el mi l-a oferit și îi mulțumesc foarte mult, însă, după cum știe deja, din păcate, nu a fost pe gustul meu, Câine negru, porumbel rătăcitor. Nu mi-a plăcut faptul că seamănă extrem de mult cu tot ce a scris Radu Găvan înainte, iar eu chiar sunt la curent cu tot ce a scris Radu Găvan înainte. Obișnuia să fie autorul meu român preferat, însă acum nu mai știu exact ce să zic. Aștept poate pe viitor să fiu surprinsă, însă am ajuns la un nivel de saturație în care nu mai pot să fiu impresionată de ceva atât de repetitiv. Apoi am citit numărul 8 din revista Golan, la care am făcut semn abonament pentru că o cunosc pe Anca Zaharia și face parte din acest proiect și am vrut să văd cam cu ce se ocupă, însă nu mi-a plăcut foarte tare revista, prin urmare mi-am închis abonamentul, însă apoi am cumpărat un număr în care am avut și o contribuție, numărul 4, dacă nu mă înșel, și încă nu l-am parcurs. Anyway, este o revistă, nu o carte, dar am citit-o, nu-i așa? O altă carte super cunoscută pe care am citit-o în 2023 este Coraline de Neil Gaiman. Văzusem părți din film acum câțiva ani când era la televizor, mi-a rămas în minte, știu că e ceva iconic, știu imaginile cu nasturi în loc de ochi. Cartea mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult, 5 stele din 5, una dintre cărțile mele pentru copii preferate, mă rog, nu doar pentru copii, firește. Nu știu de ce am... Ba da, știu de ce am așteptat atât de mult să o citesc, pentru că nu o dețineam. Pentru că am tot căutat-o la un preț accesibil, știți, vechea poveste, eu sunt regina reducerilor la cărți și mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru că există Vinted, de unde am cumpărat asta și Cartea Cimitirului, pe care sper să citesc în 2024. Tot în 2023 am cumpărat colecția care se cheamă Feminin de la Publisol, e așa o cutie cu vreo 10 cărți, dacă nu mă înșel, în format mic, care sunt foarte relevante pentru evoluția feminismului sau pur și simplu să observăm cum s-au raportat scriitorii la tema femeilor de-a lungul timpului și așa că am început chiar cu Mihail Sebastian cu romanul Femei, care la început într-adevăr m-a iritat puțin. Am înțeles de ce e considerat ușor misogin, însă mai spre final mi-am amintit că totuși e Mihail Sebastian, unul dintre favoriții mei, îmi place foarte mult stilul lui, îmi plac poveștile pe care le spune și oricum asta a fost prima sa lucrare, din ce mi-amintesc, iar celelalte sunt mult mai bune, de exemplu în Orașul Căsal, că mi se pare că viziunea sa a evoluat mult mai mult și este în continuare un scriitor pe care eu îl apreciez. Alt volum de poezie, Milk and Honey de Rupi Kaur, l-am găsit pe Vinted la un preț foarte bun, l-am cumpărat, l-am parcurs foarte repede, cred că maxim 30-40 de minute îți ia ca să citești atent poeziile lui Rupi Kaur. Nu m-a dat pe spate, dar pentru că am fost pe Tumblr în 2014 și toată lumea vorbea de cartea asta, mi-a rămas așa pe minte inscripționat și am vrut neapărat să am și eu acces la aceste scurte poezii. Asta e tot ce pot să spun despre ele. Apoi am citit o altă carte non-fictivă, Interpretarea basmelor de Marie-Louise von Franz. A fost o lectură mai anevoioasă, practic era vorba despre semnificația basmelor din punct de vedere psihanalitic. Oare de ce am avut un lapsus fix la acest cuvânt? Dar în mare parte mi-a plăcut conținutul, îmi place foarte mult să văd povești analizate,
să înțeleg psihologia personajelor din punct de vedere nou, psihologic. Mi-a plăcut, dar nu aș repeta experiența pentru că, după cum vă spuneam, a fost destul de anevoioasă. Pentru că în anul 2023 mi-am propus să citesc cel puțin un roman scris de Chuck Palahniuk, autorul meu preferat la acest moment, am citit Inventarea sunetului, carte pe care nu mai știu de unde am achiziționat-o, posibil tot de pe Vinted, oricum este o apariție mai recentă față de celelalte cărți ale lui pe care le am eu în bibliotecă. Mi-a plăcut, într-adevăr seamănă ca stil și ca idei și ca tot ce vreți cu celelalte cărți, însă mie mi se pare că Palahniuk reușește să se reinventeze destul de bine de fiecare dată. A fost tot așa ceva grotesc, ceva thriller, ceva dramatic, ceva mister cu un sfârșit din acela soul crushing. Mi-a plăcut, cred că am dat 3 sau 4 stele, nu mai țin minte, sau dacă nu chiar 5, chiar nu mai țin minte, dar e clar că povestea nu mi-a rămas la fel de bine întipărită în minte, nu este una dintre cărțile mele preferate, nici măcar de la Chuck Palahniuk, a fost pur și simplu ok și mă bucur că am parcurs-o. Am citit, mă gândesc să-i pun capăt, de Jane Reed. Mi-a plăcut extrem de mult cum arată această ediție de la curtea veche, hardcover, de la culoarea paginilor, la formatare, la dimensiunea textului, așezarea în pagină, tot ce vreți voi. Finalul cărții m-a dezamăgit, că am stricat toată povestea, mi s-a părut genul de lucru ca atunci când scriam compuneri la școală și terminam cu și totul, a fost doar un vis. Ceva de genul s-a întâmplat și cu cartea asta, m-am uitat apoi și la film care la vremea respectivă era pe Netflix, nu știu dacă mai e. Sunt așa, adică am crezut că am avut o mare revelație, că iată am un nou autor preferat, dar nu a fost cazul. Oricum, această carte a fost mult mai bună decât Intrusul, pe care am citit-o tot așa din curiozitate, că mi-a lăudat-o un prieten care și el citise, mă gândesc tip în capăt și a zis că e ceva wow, băi, deci Intrusul mi s-a apărut oribil, exact aceeași structură, aceeași idee, clișei, că nu mi-a plăcut genul ăsta de autor reușește să atragă publicul, mă rog, mai ales pentru că volumele lui arată așa, cel puțin în traducerile de la noi, arată perfect, arată super atrăgător pentru mine. E așa, e un magician, te atrage și te ține suspans și după aia îți oferă nimic, anticlimactic. Asta a fost Intrusul și le-am luat împreună ca să scăpăm de domnul Jane Reed, pe care nu cred că vreau să-l mai citesc, oricât de atrăgătoare ar arăta cărțile lui, pentru că nu mi-au plăcut deloc. Bun, am terminat rentul. Apoi am citit Homebody de la Rupi Kaur. Dacă stau să mă gândesc, cred că Lapte și miere, Milk and Honey, am citit în română, nu știu de ce apare aici ediția în engleză. Și apoi Homebody, încă o dețin, cred că mi s-a părut ceva mai bună. Dar, da, Rupi Kaur e o poetă ok, nici măcar ok, sub ok, e doar o poetă populară pe care am vrut să o parcurg și cărțile ei erau ieftine pe Vintage, cam asta e toată povestea, nu pot să o recomand. După aia am citit prima mea carte de la Sion, care se chema Manastein, băiatul care n-a existat niciodată. Am și dat-o mai departe, mi s-a părut ok, mi-a plăcut stilul lui Sion. El a scris Vulpe albastre, pe care ulterior am achiziționat-o și sunt foarte curioasă în legătură cu ea, deci o să o citesc în anul 2024. Manastein a fost ok, neutru. Sunt neutră față de acea poveste a unui băiat făcut așa pe fragmente. Nici măcar nu mai amintesc exact plotul, știu doar că mi s-a părut ok. Apoi am citit un roman grafic, Broderii, de Marian Satrapi. Nici măcar nu știam că există acest roman grafic. Mi-au plăcut foarte mult volumele 1 și 2 din Persepolis, adică toate. Dar mi-a plăcut de asemenea și Broderii, îmi place totul la Marian Satrapi, sper să mai scoată romane grafice. Îi recomand, dacă puteți găsi această cărticică, sper că curge foarte repede, e foarte haioasă, dar are și teme deep. E ce trebuie. Apoi am citit Familia mea și alte animale, încă o carte din colecția Cărți Cult, de la editura Alt. O carte non-fictivă, este autobiografică pentru Gerald Durrell, despre copilăria lui, când s-a mutat împreună cu mama și frații săi în Grecia, nu mai știu dacă în Creta sau nu mai știu exact pe ce insulă, și era foarte pasionat de natură, de animale, vegetație, de locul în care trăiau, sunt foarte multe scene din astea naturaliste.
Dar felul în care spune el povestea și despre discuțiile din casă, relațiile cu, cu mama și cu frații lui, e foarte haioasă, foarte simpatică această carte. Mie mi-a plăcut foarte mult. Face parte dintr-o trilogie, Corfu. Trilogia, cred că se cheamă trilogia Corfu? I don't know, dar în Corfu se desfășura acțiunea. Și știu că doar una dintre celelalte cărți a mai fost tradusă la noi, dar nu în colecția asta, deci nu o să stau să le vânez, dar dacă se întâmplă să apară cumva și celelalte două cărți în exact aceeași colecție, cu siguranță să le cumpăr și o să le citesc. Apoi am citit Tokyo by Night, Planeta Tokyo 2 de Claudia Golea, îmi cer scuze. M-am bucurat enorm când am văzut cartea ori în anticariat, ori pe Vinted, că nici nu mai știu, toată viața mea e cumpărată de pe Vinted. Pentru că fix asta îmi lipsea din colecție, acum pot... Acum pot spune cu mâna pe inimă că... Pardon, aici e microfon. Că dețin toate cărțile Claudiei Golea, o iubesc pe această femeie. Vreau să le termin pe toate de citit și să-i scriu o scrisoare virtuală pentru că locuiește în Japonia de mulți ani. Și nu mai se știe nimic despre ea, dar sper că așa pot să I can reach her, să-i spun cât de mult o iubesc. Este continuarea poveștii ei care plecase din București să stea în Tokyo și după s-a întors și după acum s-a întors din nou în Tokyo și este un fel de matroană. Se întâmplă tot felul de chestii, este din comun. Femeia asta și-a trăit viața, sunt convinsă că încă și-o trăiește și se bucură de ea și este o reală inspirație pentru mine. Vă recomand din suflet pe Claudia Golea, chiar dacă se găsesc destul de greu cărțile ei acum, pentru că au fost publicate la începutul anilor 2000. Vă rog să vă încumetați, să încercați să le găsiți, pentru că merită. Nici nu pot să descriu. Apoi am citit de la Matia Senard Dorință, pentru că citisem cartea aceea cu vorbeștele despre elefanți, regi și bătălii, că niciodată nu spun în ordinea corectă. Aceea mi-a plăcut. Aceea era o ficțiune istorică despre viața lui Michelangelo. Aceasta nu era Dorință, nu a fost chiar o ficțiune istorică. Acțiunea se desfășura în Veneția, avea și ceva poveste de dragoste, erau mai multe personaje, fiecare cu viața lui, în același oraș, în același spațiu, care nu se intersectează, tot așa, într-un stil foarte poetic. Îmi place stilul de scriere, dar povestea pur și simplu nu mi-a spus mare lucru, așa că am hotărât să dau cartea mai departe. Apoi o altă carte... Opa! Ce-am făcut? O altă carte non-fictivă, de non-ficțiune, pe care am citit-o, este Secretele de familie, de Serge Tisseron, ceva francez, din aceeași colecție de numită Psihogenealogia de la editura Filobia. Este vorba despre impactul secretelor din familia asupra noastră și asupra inconștientului și care se perpetuează prin generații și generații. A fost o temă super interesantă, nu m-am gândit la... acest subiect până acum. După cum vă spuneam, îmi plac foarte mult cărțile din această colecție și voi continua să le citesc și să le colecționez cel mai probabil. Am citit primele două volume din tetralogia lui Bandini de la John Fante. Am început cu O să vină și primăvara Bandini, care de fapt e o carte care s-a alăturat după, pentru că vorbește despre copilăria protagonistului pe numele lui Arturo Bandini. Deci, prin urmare, nu prea are legătură cu celelalte trei, dar mie asta prima mi-a plăcut maxim, acest prequel. Drumul spre Los Angeles nu mi s-a părut la fel de grozavă, care ar fi, de fapt, prima carte a tetralogiei, dar o să le citesc și pe celelalte două. E interesant, dar m-am cam săturat să citesc genul ăsta de povești despre oameni care, nu știu cum să spun, au vise mari, dar sunt cam loseri. Stilul lui Charles Bukowski, dar Charles Bukowski chiar e un fel de geniu comparativ cu Arturo Bandini. Dar poate nu vreau să vorbesc înainte să termin tetralogia, pentru că cine știe ce intelect supra-uman se regăsește de fapt acolo. Apoi am citit această cărticică din colecția Cărțile lui Radu de la Arthur. Îmi place mult colecția asta, am descoperit. Miraculoasa călătorie a lui Edward Tulane, de Kate DiCamillo. La început m-am plictisit, trebuie să recunosc, nu prea îi vedeam sensul, încercam să anticipez finalul, mi se părea că nu e mare brânză de capul acestei povești, dar după aceea, chiar la final, am sfârșit prin a-i da 5 stele cărții, pentru că mi-a plăcut foarte mult mesajul pe care îl transmite, este cu siguranță genul de poveste pe care eu aș oferi-o mai departe copiilor mei, tuturor copiilor în general.
Vă recomand, e foarte simpatică și te lasă așa cu o căldură pe interior, ceea ce eu ador să simt și caut să simt de fiecare dată când citesc o carte, pentru că abia atunci știu că a fost exact ce am avut nevoie. Am mai citit o altă carte foarte, foarte populară la nivel global, Bătrânul și Marea, de Ernest Hemingway. Mai citisem de la Ernest Hemingway doar Sărbătoarea Continuă, care este o carte de non-ficțiune despre începuturile lui în Paris și întâlnirile cu alți scriitori. Ei bine, Bătrânul și Marea este o poveste strict fictivă, cel puțin în aparență. Este vorba despre un bătrân care merge pe mare și vrea să prindă un pește. Și ce se întâmplă cu asta este puțin tragic, dar a fost o reală tortură să citesc atâtea detalii despre pescuit și am înțeles că ăsta a fost unul dintre marile hobby ale lui Ernest Hemingway, ceea ce înseamnă că eu cred că o să stau la distanță de acest autor. Sincer, mai vreau să citesc doar Fiesta de la el și restul chestiilor despre vânătoare și pescuit o să le las oricui poate să suporte aceste tematici atât de detaliate, pentru că eu una nu pot, adică nu mi-a plăcut deloc. Bătrânul și Marea, stilul lui Ernest este foarte clar, cursiv, toate cele, adică da, nu neagă nimeni talentul sau whatever, dar cartea asta nu mi-a produs niciun pic de bucurie. Am mai citit o manga, The Nightmare Before Christmas. Nu a fost nici pe departe la fel de satisfying pe cât a fost filmul animat pe care l-am văzut cu mulți ani în urmă, pe care mi-aș fi dorit să-l revăd. A fost ceva mult mai succint, n-am simțit mare lucru citind-o. Desigur, grafica este absolut superbă, dar nu este vorba doar despre asta, nu-i așa? Prin urmare, am dat cartea mai departe, chiar Oxy a cumpărat-o. Mulțumesc, Oxy! Am luat-o de pe betterworldbooks.com, singurul site pe care îl știu eu mai bine aprovizionat, care are livrare gratuită worldwide și banii strânși sunt donați, deci vă recomand foarte mult acel site pentru cărți în alte limbi. Mai mult de atât nu pot să spun despre The Nightmare Before Christmas, a fost o lectură scurtă și atât. Am citit Cântec Lin de la Leila Slimani și am fost foarte, foarte supărată. Pentru că în concepția mea, din ce am înțeles eu așa, cu vederea periferică prin al treilea ochi, această carte ar fi fost grozavă, minunată, superbă, splendidă. Nu o găseam pe nicăieri la un preț accesibil. Ei bine, nu mi-a plăcut absolut deloc. Nu mi s-a părut o poveste originală. Nu mi-a plăcut nici măcar felul în care a fost spusă. Nu-i nimic poetic, nimic artistic acolo. E o poveste bazată pe o întâmplare reală cu o bonă care și-a pierdut puțin mințile. Nu sunt sigură dacă s-a și ecranizat cartea asta, dar așa trăiesc cu impresia. Parcă s-a făcut un serial inspirat de toată povestea asta. Mie nu mi-a plăcut absolut nimic, nici tematica, nici stilul, nici personajele. Nu mi-a plăcut nimic. Mai am o carte de la Leila Slimani în bibliotecă. Ceva cu Căpcă 1, nu mai știu cum se numea. Sper că aceea să fie mai ok, pentru că altfel nu mai am nimic de spus. Am mai citit Povestea de Crăciun de Charles Dickens. Da, pentru prima oară în viața mea eu nu știam care este Povestea de Crăciun, nu știam despre Domnul Scrooge, care e faza cu el. Îmi rămăsese în minte doar o fază dintr-un film din copilărie, un film de Crăciun dublat în română pe un canal de desene. Și replica era: noi nu vrem să fim Scrooge, vrem să fim McCracken. Și deci eu din copilărie până acum am vrut neapărat să înțeleg ce înseamnă chestia asta și am înțeles-o în sfârșit, dar și aceasta a fost o corvoadă. Deci ultimele luni de lecturi au fost teribile pentru mine. Nu mi-a plăcut stilul în care a fost spusă povestea, dar bineînțeles că nu mi-a plăcut pentru că a fost scrisă la 1840, când limbajul era cu totul diferit și cine a tradus-o a făcut o treabă foarte bună, dar nu mi-a plăcut mie. A fost greu. A fost greoi, un stil foarte greoi de parcurs. E bine că s-a păstrat tonul original, cuvintele, bla bla bla, dar în fine. Am dat un rating foarte mic cărții, dar mă bucur că acum știu care e faza cu Domnul Scrooge. Și cea de-a 40-a carte pe care eu am citit-o în anul 2023 este singura carte cu povești pentru copii scrisă de Sylvia Plath. Am înnebunit când am văzut-o pe site-ul Cărturești. Nu știam că există, era și super ieftină, am terminat de citit chiar în dimineața asta, pentru că, hei, azi este Crăciunul, în caz că nu v-am spus, Merry Christmas!
Am terminat-o de dimineață, mi-a plăcut foarte mult. Are două povestioare. Prima este asta cu costumul, nici nu contează. Apoi e bucătăria doamnei Cherry sau ceva de genul. Și a treia este o poezie, un poem în proză, proză în poem, cum se spune. Anyway, despre paturi, dar tradusă în mod genial. Mi-a plăcut 5 din 5, trăiască Sylvia Plath. Yes, absolut. Și ia ca așa am terminat și cu lecturile în anul 2023, dar aici este my last review of the year și gata, 40 din 40. La momentul actual, pardon, am oprit înregistrarea, ziceam că la momentul actual mai citesc încă o carte și s-ar putea să mai termin încă două sau trei din astea scurte pentru copii până de ziua mea, peste o săptămână, având în vedere că Nu știu. Ideea este că nu am atins targetul de 40 de cărți și acum citesc Ierbar de la Andrei Dosa. Mai am vreo 30-40 de pagini. Încă nu știu ce părere am despre asta, dar am zis că măcar să termin eu 40 de cărți de citit, să fac acest videoclip, să vă povestesc despre ele. Și eram cât pe ce să închei fără să vă spun care au fost preferatele mele, deși cred că ați intuit deja. Am ales să fac un top de 5 cărți din 40, pentru că, după cum v-am spus, multe dintre ele nu mi-au fost pe plac, din păcate. Voi fi postat topul și pe blogul meu între timp, dar o să vă spun foarte pe scurt, dacă mi-amintesc bine ordinea. Pe locul 5 era Familia mea și alte animale de la Gerald Darrell, acea carte de non-ficțiune cu povestiri din insula Corfu. Pe locul 4 era Tokyo by Night de la Claudia Golia, pe care o iubesc și o stimez și o îmbrățișez cosmic. Pe locul 3 era Mizeria, cartea de la acel autor, cred eu, polonez, nu cred că mă înșel, acea antibiografie care mi-a rămas așa antipărită. Pe locul 2, Furtuna de gheață, de la Rick Moody, acea dramă de familie din suburbii, ceva super tragic, care a fost ecranizat. Și pe locul 1, Leandrul alb de Janet Fitchett, care m-a uns pe suflet. Dacă sufletul meu ar fi o pâine, cartea asta ar fi cel mai scump unt din lume, care se îmbibă așa și apoi este mâncat, gustat de univers și totul este un oroboros. N-am cuvinte. Acestea sunt cărțile mele preferate din 2023. Sunt foarte curioasă. Mi-am făcut deja o listă de un TBR pentru 2024, care iarăși se regăsește pe blogul meu dacă sunteți curioși. Nu știu cât de des voi reuși să filmez, dar când mai am câte ceva de zis, cu siguranță o să vă spun vouă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Puteți să-mi spuneți în comentarii ce fel de cărți ați citit voi în 2023, care sunt preferatele voastre, dacă ați citit și voi ceva din ce am citit eu și ce părere aveți despre asta. Crăciun fericit, un an nou fericit, toate cele bune și sper să ne auzim cu multă bucurie în anul 2024.